prolog al despărțirilor. O, supărările între fete, prolog al supărărilor definitive, sfârșitor spectacol. Gândiți-vă, pentru noșa, Aurica nici nu mai există, de tot, ca să-i toată spatele. Există însă, compasul ei închelat, temele cu circunferința cerului, la geometria plată. Și atunci, și lume ca proprietară de compas, Aurica, să vinceze ea din nou, dar nu mai prinde de pe viață. Ce tu tot? Du-te și ceri tu copacul tău, dar nu care cum la șapte pe pentru mine. De ce? Suntem certate. Vai, nu, era și mai bună prietenă. Pe să vedem face. Nici nu vreau să aud de ea. Ce spui? Eu nu știu nimic. De mult s-a întâmplat? De mult, de vreo 3 zile. Și cum e bun, e spus să mai dar ce faci? Nu pot să spun. Da? Să știi cum mai sunt. Domnul director, niciodată, n-are decât să mai se jos, eu nu mai pot și gata. Mai tare. Ah, dragă, povestește, am de curiozitate, nu pot. Bine, m-am supărat, eu și n-am cuvinte. Stai, îți